Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 164 ediții de analize economice, un proiect comun, Uniți Viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe pagina noastră oficială sau pe pagina mea, uniță.md, la rubrica analize economice, acolo găsesc toate analizele precedente. Astăzi vreau să revin la un subiect despre care am mai vorbit, dar am vorbit legat de creditele ipotecare luate de către populație, iar astăzi am considerat că haideți să discutăm despre creditele de consum din simplu motiv că am ajuns cu recordurile istorice și ca volum și ca număr, deci oamenii noștri s-au aventurat enorm în credite. Să începem. Vor fi câteva indicatori noi, aici vreau să spun, cei care urmăresc de fiecare dată analizele economice, văd că anumiți indicatori noi îi monitorizăm și îi publicăm o dată la anumită perioadă, dar de fiecare dată mie mi se pare ceva interesant când vin cu indicatori noi, creditele de consum în format odată este pentru prima dată lansat la analize economice și vom avea mai mulți indicatori noi care sper că ne va ajuta să înțelegem mai bine fenomenul creditelor și să înțelegem mai bine cum se împrumută oamenii. Mai mult că atât am început o lucrare asupra unui indicator pe care nu l-am publicat și anume cât acoperă creditele din consumul de bunuri și servicii pe care oamenii le procură împrumutându-se. Acum lucrez cam cât cheltuie oamenii pe an pentru diferite bunuri și servicii de consum și cam cât din ele sunt acoperite de credite. Am eu anumite ipoteze, dar indicatorul este unul foarte complicat, de aceea data viitoare poate vom reuși deja să o prezentăm. Să începem cu câteva recorduri. Deci în trimestrul 2, cetățenii noștri au contractat aproape 51.000 de credite. Dacă considerăm că fiecare om a luat câte un credit, atunci ne uităm, dacă luăm fiecare gospodărie, având cam 1.000.000 de gospodării în țară, 51.000 sau 5% din toate familiile din Republica Moldova au luat în trimestru 2 un credit de consum pentru careva lucruri. Aceasta este cu 25% mai mult decât recordul precedent care a fost stabilit în anul 2021 când au fost luate într-un trimestru 40.000 de credite. În acest an, în valoare anuală, deja am ajuns la 163.000 de credite luate timp de 12 luni, da, din trimestru 3, 4, 1 și 2 din acest an. Dar dacă vă uitați cât de sus ridic acest grafic, noi cred că destul de relaxată să ajungem la 180-190.000 la sfârșitul anului. Deci vom avea o creștere fără precedent, atât de mulți credite și cetățenii noștri n-au luat de când sunt ei și este incomparabil cu ceea ce se lua cândva 40.000 de credite anual. Bun, credite am luat mulți, câți bani am luat? Deci în trimestru 2 din acest an, cetățenii noștri au contractat de la bănci 3,4 miliarde de lei sub formă de credite de consum ca să-și cumpere diferite bunuri, eu nu știu ce au ei nevoie. Deci 3,4 miliarde, dacă observați, ca sumă de bani este cea mai mare sumă luată vreodată. Am avut două recorduri în 2021-2023. Iar acum, în valoare anuală, adică în ultimele 12 luni, cetățenii noștri deja au luat 11,5 miliarde de lei sub formă de credite de consum. Păi nu e atât de mult, acum așa vom vedea, dar oricum sună impresionant. Ritmul este unul în creștere, de aceea nu m-aș mira dacă terminăm anul undeva în 13 miliarde de lei credite luate sau poate chiar și mai mult. Când iau cel mai mult? De ce spun că încă situația abia să începe? Am luat în ultimii 15 ani, am vrut să văd cam care este cultura de consum sau când cetățenii noștri iau credite. Dacă observați, cel mai mult credite se iau în luna iunie, în 9,7, iulie și august. De fapt, în lunile de vară, oamenii noștri au cel mai mult credite. Cel mai puțin să-l ia în luna ianuarie și februarie, suntem după sărbători, în sărbători tot în decembrie, dacă observați, tot suntem foarte sus. După sărbători, în perioada de iarnă, oamenii se gândesc cum trec iarnă, nu prea au împrumuturi. Deci, dacă ținem cont că avem în față datele pentru luna iulie, august și septembrie, când sunt luni unde noi, de regulă, luăm mai multe credite, nu m-aș mira dacă recordul din trimestru 2 va fi bătut cu mult mai tare în trimestru 3, în trimestru 4 și vom termina anul din record în record sau credite cât mai mult.
Deci dacă avem câte credite au luat cetățenii noștri, avem suma creditelor luate, nu este foarte greu să calculăm cam care este mărimea medie a unui credit. Dacă observați, în anul 2015-2016, în mediu cetățenii noștri luau un credit de consum în valoare de 50.000 de lei. Am ajuns în 2023 la 81.000 de lei, iar acum ne-am coborât la 66.000. Ce înseamnă lucrul acesta? Cred că și dumneavoastră vă dați seama. Acest lucru înseamnă creditele de consum se iau nu doar pentru bunuri care necesită un efort financiar mare, dar inclusiv și pentru bunuri mai mici, altfel spus, odată cu scăderea ratei dobânzii, odată cu creșterea accesibilității creditelor, odată cu, de ce să nu spunem, creșterea culturii de a consuma în baza creditelor, cetățenii noștri iau un credit de consum, nu atunci când cumpără niște obiecte foarte scumpe, dar iau credite de consum și atunci când cumpără obiecte ceva mai mici. Și dacă observați bine, suma creditului de consum a scăzut, mărimea unui credit de consum a scăzut destul de puternic. Un alt indicator care mi s-a părut interesant și care cred că ne va ajuta să înțelegem ce se întâmplă este presiunea de creditul de consum asupra bugetelor familiilor. Ce înseamnă lucrul acesta? Este foarte simplu. Eu iau un credit, eu am anumit venit. Și atunci pe mine mă interesează câte salarii medii lunare este nevoie pentru creditul pe care îl iau eu. Cât de presant, cât este de stresant creditul de consum care îl au o familie. Dacă observați în 2015, un credit mediu de consum, chiar dacă el era la nivel de 50.000 de lei, era acum 67.000 de lei, dar nu comparăm salariile de atunci cu salariile de acum, omul trebuia să dea 14, aproape 14 salarii lunare, deci un an și ceva, pentru a întoarce un credit de consum. Era o presiune destul de mare deasupra familiei. De atunci suntem în scădere constantă. Cred că într-un viitor voi calcula și până în 2015, dar cred că creditul de consum cel mai relevant este din 2015 încoace. Până atunci la noi ele erau stabile la o sumă nu prea mare. De atunci noi am scăzut în anul 2023 l-am terminat cu 6,7, iar în acest an, chiar dacă creditul de consum a scăzut și ca mărime, salariile au crescut, deci acum trebuiesc de două ori, deci presiunea este două ori mai mică, sau în mediu un credit de consum este echivalentul la 6 salarii medii lunare. Medii lunare nete. Deci, practic, presiunea familiară nu este atât de mare, dar creditul se ia pe perioadă de un an, doi oameni lucrează în familie, atunci vedem, ne dăm seama că un credit de consum în principiu acoperă vreo 20%, 25% din venitul unei familii. De ce acest lucru se întâmplă? De ce la noi are loc accelerarea creditelor de consum? Din simplu motiv că banii se începe a ieftini. Haideți să mergem scurt în istorie. În 2015, dobânda medie era ponderată, deci era de 15,35% la creditele în lei. A scăzut în 2021, când am avut cea mai mică dobândă din toată istoria Moldovei, 4,6%, nu este dobânda medie efectivă. Vorbim de dobânda la credite, plus alte plăți sunt suplimentare, cândva poate vom veni cu un indicator și cu dobânda medie efectivă, dar am ajuns la 4,6%. Apoi Banca Națională a început descurajarea împrumuturilor, lucru care s-a întâmplat și am ajuns, dobânda a crescut până la 16,34%, dar în anumite luni am fost și mai mare, în 2023, iar astăzi ea este în scădere continuă, acum ritmul s-a mai încetinit, dar oricum scade și am ajuns la 11%. Deci aceasta, având eluarea creditelor, este legat de mai mulți factori, oamenii au credite mai mici pentru bunuri mai mici, nu voi încerca acum să comentez foarte mult, noi doar facem constatările. Și aceste constatări sunt bune pentru cei care vor să facă ei singuri analize, eu cred că ofer aceste date, inclusiv și pentru cei care fac ei analize, noi am ajuns la 11% și vedem o accelerare a creditelor luate. În consecință, care este gradul de îndatorare? Că da, noi am auzit că moldovenii iau 11 miliarde de lei credite, dar tot întorc înapoi. De aceea, noi ar trebui să calculăm cât credite au luat și cât au întors înapoi și ceea ce rămâne este datoria la zi. Noi spunem, mai economic vorbind, se numește soldul creditelor de consum, dar altfel spus, este datoria la zi. În fiecare trimestru,
câteva zeci de mii de oameni, am ajuns la 50 de mii, ia credite și altele câteva sute de mii de oameni care au credite, întorc datoriile înapoi. În anul 2000, datoria cetățenilor noștri față de bănci era de mai puțin, în circa 100 de milioane de lei. Apoi am crescut, dacă observăm, începând cu anul 2016-2017, noi am crescut constant, până când am ajuns la 10,8 miliarde de lei datorie la zi. Apoi, în înăsprirea politicii monetare a Băncii Naționale, oamenii luau credite, dar întorceau cu mult mai mult și practic a fost o scădere a datoriilor, am ajuns la 9,38 miliarde de lei, a scăzut datoriei cetățenilor, iar acum, după ce s-a început relaxarea politicii monetare, vedeți, brusc am ajuns până la 12,6 miliarde de lei datorie. Dar cred că dumneavoastră îmi spuneți întrebarea, domnule Niță, dar nu comparați, vă rog, leu din 2000 cu leu din 2024. Atunci leu era leu, acum leu nu costă nimic. Corect. Și pentru a înțelege care este gradul de îndătorare a populației credite de consum, este un indicator care se calculează foarte simplu creditele de consum la produs intern brut. Pentru cei care știu deja, produsul intern brut, începând cu 2013, se calculează după o metodologie nouă. De ce el e cu 20% mai mare? Pentru ca să comparăm datele, să putem compara datele din 2012 cu cel din 2013, eu am schimbat produsul intern brut din 2000 până în 2023, înmulțând cu aceste coeficiente după 2013. Deci datele sunt comparabile pentru cei care știu toate detaliile. Dacă observați, până în 2010, la noi, până în 2005, în principiu, la noi, creditele de consum erau nerelevante, iar în 2010 am ajuns la 2,5% din PIB, apoi a urmat o stagnare cu o ușoară creștere, după cum am spus, până în 2016. După 2016, noi am crescut constant, iar maxim a fost în 2021, când am avut cea mai mică dobândă la credite, gradul de împovărare 4,4% din PIB. A urmat o scădere din cauza că Banca Națională ne-a spus gata, terminăm creditele, până la 3,5% din PIB. Acum suntem în creștere 4,1% și chiar dacă în lei suntem la 12,6%, dar în real povara creditelor, încă n-am ajuns nivelul 2021, suntem la 4,1%, dar mă uit ritmul cu care creștem noi, nu m-aș mira că sfârșitul anului vom ajunge undeva la tot la 4,4%, cu tendință clară de creștere, deci cel puțin la credite imobiliare și la credite de consum. La ani împrumutat și a cheltuit banii, noi încet, încet ne transformăm în europeni, în sensul că ne înglodăm în datorii. În sensul bun, cuvântul aici, nu cuvântul rău. Cât de mult sunt expus băncile la credite de consum? Ce înseamnă lucrul acesta? Cât este creditele de consum din portofoliul băncilor? Dacă observați, până în 2004, băncile practic nu se uitau la cetățenii noștri ca la clienții lor, creditele de consum erau la nivel de 3-4%. Deci, e ceva ignorabil, practic, băncile nu priveau cetățeanul ca un potențial client, el lucra cu agenți economici și cetățeanul nostru nu prea era văzut. Apoi a urmat acel boom, cei care nu mai țin minte vă aduc aminte, cetățenii noștri fiind pisicotari au început să trimită bani acasă, oamenii au început așa numită nebunie a consumului, atunci am spus, o cheltuie foarte mult și el a început să câștige salarii mai mult, atunci am avut cea mai mare creștere a salariilor și nominal și reală din toată istoria noastră, primeau foarte buni, mulți bani pisicotari care erau mai mult decât salarii în Moldova și plus împrumutau, deci aveau bani, primeau bani de pisicotare și încă s-au împrumutat și am ajuns la 14,4% băncile din tot portofoliul lor a fost credite de consum. Apoi, criza din 2009, toți o știu, ne-a dus la ce cetățeanul a devenit neinteresant pentru bănci. Jaful din 2014 a făcut ca băncile să uite agenții economici și noi am devenit iarăși interesanți pentru ei, am ajuns în 2020, îmi cer scuze, că aproape 19% fiecare a 5-lea leu dat de către bănci sub formă de credit, să-i dat pentru consumul curent. Adică așa să vă mai spun ceva trist, că de regulă bunurile de consum care le consumăm noi sunt de import. Altfel spus, băncile fiecare a 5-lea leu îl dă pentru procurarea unui bun de import, și care nu aduce nici un beneficiu în economiei noastre. Scuzați că spun așa trist, dar cam asta este realitatea. Și ultimul indicator care mi s-a părut tot interesant legat de credite de consum este cam care este ponderea
creditelor de consum care sunt luate de cetățeni pe parcursul unui an, la salariu mediu anual pe care el îl are. Dacă observați, în 2001, toate creditele care oamenii le-au luat erau de 50 de ori mai mici decât salariul care l-a primit el în anul acela. Apoi am avut în creștere, în 2021, am atins maxima istorică, 11,1%, ce înseamnă lucrul acesta? Că, practic, toate creditele luate într-un an erau echivalentul la 11% din salariu anual sau, dacă luăm în luni, salariu pe o lună și jumătate. Adică toți banii cât câștigăm într-un an era într-o lună și jumătate, deci toată Moldova și plus pensiile și toate plățile sociale care le avem. Acum avem o ușoară scădere și a fost o ușoară scădere și iarăși înregistrăm o ușoară creștere. În concluzie, ce pot spune? Cetățenii noștri au început a învăța ce înseamnă creditele de consum. Băncile au un surplus enorm de lichidități și caută o soluție. Cetățenii noștri până în 2005 nu au fost văzuți ca o soluție pentru bănci ca să crediteze consumul populației și practic lipsea. Când au început să vină bani la oameni, băncile au privit cetățeanul nostru ca client potențial pentru ei. Criza din 2009 a redus din temperament. Criza din 2014, deja pe invers, a făcut băncile sute la cetățean ca clientul lor de bază, fie pentru credite ipotecare, fie pentru credite consum, că acestea sunt două credite majore pe care le-au cetățenii noștri. După aceasta a urmat, știți foarte bine, politica monetară a Băncii Naționale de a descuraja consumul în perioada 2022-2023. Acum avem o relaxare a politicii monetare, avem o creștere nominală a veniturilor populației, avem o utilizare a creditelor de consum pentru proiecte familiare cu mult mai mici, deci dacă vedeți, dacă se luau înainte, în perioada de criză, se luau numai pentru proiecte mari, pentru consum, pentru procurări mari, acum pentru procurări din ce în ce mai mici, deci la un preț cu mult mai micuț. Deci pot spune în concluzie că creditele de consum asistăm acum la un început de accelerare, cel mai probabil în următoarele luni, următoarea jumătate, un an de zile, vom asista la recorduri peste recorduri. Cred că la începutul anului viitor, sau dacă va fi nevoie și mai devreme, vom reveni la acest subiect din simplu motiv că nouă ne place viața, ne place să consumăm, banii care avem nu ne ajung și hotărâm să mergem la bancă să luăm mai multe credite, lucru care se vede din ce mai clar, însă să o spunem și partea pozitivă. Chiar dacă luăm mai multe credite, totuși, comparativ cu veniturile noastre, presiunea pe bugetul familiei în prezent este de două ori mai mic decât a fost în 2015. Cheltuim mai mult, luăm mai mult, dar și veniturile noastre sunt mai mari, de aceea, cumva, riscul pentru bugetul familiei rămâne unul gestionabil, de aceea, nu că v-aș încuraja să luați împrumuturi pentru consum curent, dar nu este atât de riscant după cum era, să zicem, 10 ani în urmă. Vă mulțumesc și până data viitoare!